Dimineața din nou. Am să încep webinarul de astăzi și aș dori să vă mulțumim pentru participarea la un nou webinar de la Festo. După cum probabil ați văzut, aceste webinaruri se fac de Festo din luna în luna și încercăm să abordăm tematici foarte, foarte diverse. De data aceasta am ales un subiect un pic atipic pentru portofoliul de produse Festo, portofoliul cu care dumneavoastră v-ați obișnuit, și anume monitorizarea și diagnoza rețelelor industriale. Practic, dorim să vă sensibilizăm în necesitatea din ce în ce mai acută de a monitoriza rețelele industriale și de a vedea ce soluții avem la dispoziție pentru a realiza acest lucru. Numele meu este Traian Stamate și reprezint departamentul didactic de la Festo. Din experiența personală în dezvoltarea și identificarea nevoilor de formare a clienților industriali, în special pe zona de PLC-uri, precum și ca urmare a solicitărilor venite către departamentul de suport tehnic de la Festo, am identificat în majoritatea cazurilor o lipsă de cunoștință în ceea ce privește caracteristicile ce trebuie monitorizate și analizate în rețelele industriale. În considerentele în care tot mai multe companii au nevoie de un volum cât mai mare de date, pentru ca aceste date să fie analizate și prelucrate în vederea creșterii indicatorilor de performanță, să zicem de tipul OE, practic, activitatea de analiză, monitorizare și diagnoză a rețelelor industriale devine fundamentul conceptelor de Smart Factory, Smart Maintenance sau Industrial 4.0. Poate este un pic forțată paralela cu rețeaua de drumuri de la noi din țară, dar după cum vedeți, nu ne ajută că avem mașini mai bune, mai inteligente, mai confortabile și cu un consum mai redus. Nu ne ajută că avem mașini electrice dacă infrastructura pe care circulăm este cea pe care o știm. Practic, această infrastructură de drumuri o putem compara cu rețeaua industrială, infrastructura de date industriale. La nivel de fabrică, distingem trei zone de rețele, zone care au legătură cu piramida de automatizare, exemplificată de mine în partea dreaptă. De ce este importantă această înțelegere a zonelor și a influențelor exercitate? Păi, în primul rând, specificul zonei determină tipul de abordare a problemei. Iar în al doilea rând, de la zonă la zonă, datele care circulă pe rețea, sau mai bine zis, datele care se pot pierde pe rețea, sunt mai sensibile sau mai puțin sensibile. Ca urmare, distingem trei zone. Zona de tehnologie operațională, care este zona de IT, și zona de producție, cu rețele industriale de gen Profinet, Profibus, Ethernet IP. Zona de internet industrial, care este zona de SCADA sau de Manufacturing Execution System, de planificarea procesului de producție, de vizualizarea parametrilor de proces, de planificarea activității de întreținere, și zona de IT, care este zona corespunzătoare Enterprise Resource Planning din piramida de automatizare, sau zona de top management. De cele mai multe ori, rețelele, că vorbim de cele de IT sau de cele din zona de producție, sunt în responsabilitatea echipelor de IT, iar elementele și caracteristicile rețelelor industriale sunt tratate ca cele din IT. În rețeaua clasică de Ethernet, principala amenințare vine din zona rețelei, pe cât în rețeaua de Ethernet industrial, amenințele vin atât din exteriorul rețelei, cât și din interiorul acesteia. Gândiți-vă că există riscul ca un operator sau un tehnician să intervină în procesul de producție, chiar și fără voia lui, să modifice parametrii de proces care să afecteze calitatea produsului.
Activitatea de monitorizare și diagnoză ar trebui să înceapă cu necesitatea planificării și alegerii tipului de rețea industrială. În situația reală, chiar dacă această planificare a fost realizată datorită numeroaselor modificări aduse liniilor de producție, topologia rețelei industriale nu mai corespunde cu cea planificată. Practic, de ce sunt importante aceste valori? Să luăm spre exemplu o zonă de proces în care calitatea procesului este analizată cu ajutorul unor camere de inspecție, camere video. De regulă, în aceste zone avem o cantitate mare de date, cantitate care trebuie transferată prin rețea către controller într-un interval specific de timp, astfel încât, dacă piesa realizată sau procesul nu satisface cerința de calitate, controlorul să poată decide acțiunea ce urmează să o întreprindă. Această cantitate de date, de regulă, îmi impune și alegerea componentelor hardware pe care trebuie să le folosesc în rețea. Nu vorbim numai de elemente distribuite din câmp, dar trebuie să țin cont și de tipul de cabluri de date, fie că vorbim de CAT 5, CAT 6 sau CAT 7, de tipul de switch-uri sau multe alte lucruri. Haideți să vedem care este trendul în zona de rețele industriale. Am pus aici în slide practic rețele industriale din Europa. Analizând graficul alăturat, după cum sigur anticipați, Profibus-ul are poziție de dominant de 43%, iar în zona de internet industrial, Profinet-ul este cel care are poziție dominantă, cu o cotă de 38%. De la an la an, vedem că Profinet-ul câștigă piață în detrimentul scăderii de cotă de piață a Profibus-ului. Ca o constatare personală, a ceea ce am văzut eu în România, tendința companiilor este către Ethercat. Din ce în ce mai mulți clienți trec la soluțiile de la back-off. La nivel global, situația este un pic diferită. Să luăm spre studiu Ethernet IP-ul. Deci, să luăm spre studiu Ethernet IP-ul, care are o cotă de piață de 15%, iar Ethercat-ul are o cotă de piață de 7%. Ethernet IP este un tip de rețea care pe layerul de aplicații implementează protocolul de TCP/IP standard. Asta înseamnă că Ethernet IP utilizează același hardware fizic ca rețelele de birou de IT. Privind partea pozitivă, acest lucru înseamnă că se pot utiliza cabluri ieftine de rețea, CAT 5, pentru conectarea dispozitivelor. Departamentele de IT și inginerii vor fi familiarizați cu cablarea și cu funcționarea generală. Și controlul și traficul de rețea standard pot exista pe același cablu. Poate și acesta este motivul pentru care în astfel de rețele găsim cu preponderență switch-uri Cisco. Pe de altă parte, pachetele de TCP/IP sosesc în orice moment, în orice ordine, de pe orice dispozitiv. Practic, este un vacarm de date pe o asemenea rețea. Mai mult, ar trebui să luăm în calcul și zgomotul, sau altfel spus, repetabilitatea între cicluri. Poate fi destul de mare acest zgomot. Variază foarte mult și depinde de lățimea de bandă disponibilă, ceea ce înseamnă că un alt trafic de rețea poate afecta controlul mașinii. Aceasta are implicații negative pentru mașină care necesită performanțe repetabile în timp. Spre exemplu, sistemele de handling cu axe electrice, cu viteze mari de lucru și sincronizări între controlere. Dacă discutăm despre Ethercat, acesta nu utilizează TCP/IP-ul, dar folosește o abordare, să zicem așa, procesare în zbor, în care masterul de Ethercat trimite o telegramă principală. Pe măsură ce telegrama trece prin fiecare nod, acel nod își citește propriile date de intrare și poate adăuga date de ieșire în telegramă, înainte de
a trece la următorul nod. Rezultatul este un mijloc foarte rapid și eficient de transmitere de date. EtherCAT-ul este de asemenea cunoscut pentru un jitter scăzut. Jitter scăzut vă permite un nivel mai mare de sincronizare între mai multe axe. Poate și acesta este unul dintre motive în care în produsele Festo electrice întâlniți ca standard comunicația de EtherCAT. Haideți să vedem acum care dintre defecte și să avem să introduc un sondaj. Să vedem care dintre defectele de mai jos credeți că predomină în rețele industriale. O să așteptăm 30 de secunde până alegeți din opțiunile pe care le vedeți. Haideți, alegeți. Sunteți atât de timizi, nu aveți nicio opțiune? Încep lucrurile să vină, înseamnă că datele de pe rețeaua mea erau. Hai, ultimele secunde, cine dă mai mult? Ok, haideți să facem, să vedeți cam care au fost rezultatele. Vedem că partea de conectori undeva la 43%. În alegerile noastre urmează compatibilitățile electromagnetice 29% și la egalitate softul și cablurile. Ok, haideți să mergem un pic mai departe și să comparăm cu niște rezultate oficiale pentru a vedea cum ați anticipat. Ne uităm pe graficul din 2018 și observăm că, într-adevăr, predomină defectele generate de conectori, 30%, cu creștere semnificativă, vedem, de la an la an. Dacă ne ducem în 2017, avem undeva la 20%, în 2016, 18%. Deci, de la an la an, aceste defecte cu conectori devin din ce în ce mai preponderente. Dacă analizăm mai atent, observăm și o creștere semnificativă pentru defecte generate de lungimi excesiv de lungimi mari de cabluri. Da? În 2018 avem undeva la 10%, în 2017 4%, 9% în 2016. Deci, după cum ați anticipat, rezultatele sau analiza este în acord cu rezultatele internaționale. În următoarele două slide-uri nu îmi propun să fac o istorie a Ethernet-ului, dar aș dori să fac o distinție între diferite moduri de transmitere a telegramelor în rețea. La momentul de început al Internetului, participanții erau de obicei conectați la un hub. Aceste hub-uri stabileau conexiunea între participanți. Hub-ul este un dispozitiv, să zicem, prost și transmite fiecare mesaj de intrare direct către toate porturile. Acest lucru face ca tehnologia să fie ieftină și robustă. Dezavantajul este că, datorită acestui principiu, fiecare mesaj încarcă, de asemenea, toate liniile și clienții. Chiar și cei pentru care mesajul nu este destinat trebuie să se ocupe de el și să-l verifice. În rețele mari, acest lucru duce rapid la un număr mare de telegrame și astfel la coliziuni frecvente de pachete de date. Telegramele pierdute trebuie trimise din nou. Acest lucru crește și traficul și riscul de noi coliziuni. Din acest motiv a apărut switch-ul. Switch-ul diferă de hub-uri, în principal prin faptul că el transmite inteligent telegramele.
Asta înseamnă că telegramele de pe dispozitivul A, adresate dispozitivului B, sunt redirecționate de switch numai către portul dispozitivului B. Și prin urmare, toate celelalte linii nu sunt încărcate. În prezent, switch-urile sunt folosite aproape exclusiv pentru participanților la un segment de rețea. Haideți să vedem un filmuleț care prezintă mai sugestiv rețeaua de Ethernet industrial. Practic, în filmuleț o să vedem o comparație dintre ce se transmite sau ce se întâmplă într-o rețea Profibus cu telegramele, în care controllerul transmite către slave-uri, către controlele slave, telegramele. În comparație cu zona de Ethernet industrial, aici evidențiat Profinetul, situația este cu totul diferită. Zona de semafoare reprezintă practic switch-urile. Practic, acest switch poate fi asimilat cu o zonă de hub logistic, în care telegramele sunt acele mașinuțe care vin și alimentează sau deservesc zona de logistică, hub-ul de logistic. Cum ajung datele, telegramele la hub-ul logistic sau la switch? Vedeți o comparație cu niște drumuri, fie că merg cu un drum expres, fie că merg cu o autostradă. Contează și starea drumurilor, găurile din drum sau erorile din cablu și modul de transmitere a datelor. Haideți să vedem acum care este starea actuală a rețelelor de comunicații. Practic, nimănui nu-i pasă de aceste rețele, atât timp cât nu provoacă probleme. Toată lumea se așteaptă ca rețeaua este ceva de tip plug and play. Și în mare parte este adevărat. Rețeaua nu contează decât atunci când doare. De cele mai multe ori, rețeaua nu este văzută ca o parte configurabilă a echipamentelor centrale ale fabricii. Eventualele extindere ale rețelei de regulă sunt făcute fără o analiză a datelor care circulă pe aceste rețele. Dar, practic, care sunt parametrii de calitate în aceste rețele industriale? Să luăm, spre exemplu, Profinet, o rețea foarte populară de Ethernet industrial, și să o analizăm din punct de vedere al ponderii parametrilor fizici și logici în definirea calității. Vedem că în stabilirea calității, unele rețele, în stabilirea calității unei rețele, parametrii fizici au o pondere doar de 10%, iar cei logici de 90%. Analizăm caracteristicile cablurilor de Profinet. Practic, această analiză a cablurilor reprezintă parametrii fizici. Acești parametri ar fi lungimea cablurilor, cross-talk-ul sau transfer nedorit de semnale între canalele de comunicare sau dumping-ul. Un dumping de date este practic transferul unei cantități mari de date între două sisteme, adesea printr-o conexiune de rețea. Constatăm că, practic, excluzând parametrii fizici cu o pondere de 10%, lipsesc acei parametri clari de calitate și, mai mult, definirea unor instrumente pentru determinarea lor. Haideți să mergem cu un alt sondaj și să vedem care credeți că ar care credeți că ar trebui să fie funcțiile monitorizate pentru diagnoză într-o rețea de tip Ethernet? Tot așa, o să așteptăm până alegeți opțiunea corespunzătoare experienței dumneavoastră și să vedem care sunt rezultatele. Vă rugăm votați.
Care credeți din experiența dumneavoastră că ar fi acei parametri necesari pentru monitorizare și diagnoza unor rețele industriale? Acum vedem o. Eu văd aici o. Lucrurile au început să se mai selecteze un pic. Da, mai așteptăm un pic să vedem. Ok. Haideți să vedem care au fost opțiunile. După cum vedem, nivelul de încărcare a rețelei undeva la 50%. Alegerea corectă a topologiei rețelei cu 33% și 17% alocarea corectă a porturilor. Bun. Revenim la tema principală, să vedem soluții de diagnoză și de monitorizare a rețelei industriale. În mod normal, aceste soluții trebuie să fie luate în considerare încă din faza de planificare și proiectare rețea. În faza de planificare se definește tipul de topologie, în care, în funcție de anumiți parametri ceruți, trebuie alese elementele fizice, de exemplu switch-ul. Faza de punere în funcțiune are două aspecte, partea de verificare a elementelor fizice și partea de verificare a elementelor logice. Ultima fază reprezintă funcționarea și întreținerea. După cum puteți vedea, pentru fiecare fază avem unul sau mai multe instrumente. În faza de planificare putem utiliza un soft ProNet Plan și puncte de măsurare. În faza de punere în funcțiune, verificare elemente fizice, dispunem de testarea cablurilor și măsurare de semnal cu ProLAN și Ethernet test. Iar în partea de punere în funcțiune, în elemente logice, avem softul ProManagente sau switch-urile manageriale. Iar în ultima etapă de întreținere avem un inspector, Profinet Inspector și un soft ProScan activ. Astea sunt câteva instrumente care le puteți utiliza pentru monitorizarea și diagnoza rețelelor industriale. Trebuie să știți că nu există o singură modalitate de măsurare a performanței unei rețele. De multe ori, o monitorizare a performanței rețelei utilizează mai multe metode diferite de analiză. Două dintre cele mai comune metode de monitorizare a performanței sunt monitorizarea activă și monitorizarea pasivă. Întrebarea este care este diferența dintre ele și pe care ar trebui să le folosiți. Monitorizarea activă nu examinează utilizatorii și datele reale. Emulează, în schimb, comportamentul utilizatorilor reali într-o rețea. Această emulare are loc în timp real, la intervale setate și se vor analiza întotdeauna datele de performanță simulate. Totuși, trebuie să știți că la citirea activă a datelor, componentele generează totuși trafic de rețea suplimentar. Citirea activă a datelor nu este așadar potrivită pentru analiza fluxului de date cu rezoluție mare de timp. În acest caz, ar trebui să preferați opțiuni pentru colectarea datelor printr-un test access point sau prescurtat TAP. Monitorizarea activă ajută de asemenea la determinarea performanței hardware-ului nou integrat. De cele mai multe monitoare active sunt configurabile, permițându-vă să direcționați anumite zone ale rețelei de supraveghere. Puteți vedea cum conexiuni noi afectează performanța rețelei și să evitați blocajele înainte de a ajunge la utilizatorul final. Monitorizarea activă este destul de solicitantă în ceea ce privește resursele hardware alocate. Al doilea tip de monitorizare este cea pasivă. Pentru diagnoza pasivă, fluxurile de date transmise într-o rețea trebuie colectate și analizate fără impact asupra comunicării. Aici avem două opțiuni: oglindirea porturilor sau mirroring port
și puncte de acces la test sau tab-uri. Switch-urile care sunt utilizate trebuie să suporte funcția asta de oglindire a porturilor. Atât datele transmise, cât și datele primite ale portului monitorizat sunt copiate în portul oglindă. Asta înseamnă că rata de date a portului oglindă limitează astfel volumul de date care poate fi analizat. Din acest motiv, un switch cu netload clasa 3, în cazul în care aveți date multe, este absolut necesar. Rețineți că, în mod normal, datele nu pot fi scrise în portul oglindă, deoarece acesta poate fi utilizat doar ca port de monitorizare. Prin urmare, unele instrumente pot necesita conectarea la două porturi ale switch-ului. Un port oglindă pentru monitorizare și un port normal pentru scrierea datelor pe dispozitivele de rețea. Switch-ul folosit trebuie să suporte oglindirea portului, iar pe switch trebuie să fie disponibil un port liber. Doar datele care trec prin switch pot fi colectate. Ce fluxuri de date pot fi înregistrate depinde de locația de instalare a switch-ului. Pachetele de date ieșite în portul de monitorizare pot fi diferențiate de pachetele inițiale prin structura lor, prin eticheta de virtual LAN. Cea de-a doua metodă de monitorizare pasivă, adică un punct de acces test, permite citirea fluxurilor de date fără limitări în ceea ce privește rata de date și schimbarea conținutului de pachet, implicat de metoda de oglindire a portului. Cu toate acestea, este necesar să deschideți legătura de rețea pentru a insera sau scoate tab-ul. Dacă fluxul de date care trece prin tab poate fi analizat. Se recomandă, de exemplu, utilizarea de preferință a tab-urilor pasive, deoarece defectarea unui tab pasiv nu duce la eșecul întregii legături de comunicare. Dacă tab-ul rămâne în rețea, diagnozele ulterioare sunt posibile fără a fi necesară deschiderea din nou a legăturii de rețea. Ca să vizualizați mai bine funcția unui tab, ați putea să faceți o comparație cu rețelele hidraulice, cu acele puncte de măsurare a rețelei hidraulice. Monitorizarea pasivă adună date reale ale utilizatorilor și le analizează într-o anumită perioadă de timp. Spre deosebire de monitorizarea activă, monitoarele pasive nu injectează date de testare în rețea pentru a imita comportamentul utilizatorilor. În schimb, atrag date reale ale utilizatorilor din anumite puncte de rețea. Întrucât monitorizarea pasivă adună date reale despre utilizatori, monitoarele pasive vă informează despre problemele care vă afectează în mod direct utilizatorii. În comparație cu monitorizarea activă, monitorizarea pasivă generează mai puțină încordare pe hardul dumneavoastră de rețea, deoarece intervine doar atunci când este cerut de către utilizator. Cu toate acestea, monitoarele pasive analizează de obicei fluxul către și de la un dispozitiv specific din rețeaua dumneavoastră. Ca atare, este nevoie de un hardware specializat pentru a prelua datele utilizatorului. Pentru a trage o concluzie, întrebarea este ce folosim? Monitorizarea activă sau pasivă? Una dintre greșelile majore pe care le poți face este presupunerea că ești obligat să alegi între monitorizarea activă și cea pasivă. Cu siguranță, unele soluții de monitorizare a performanței rețelei vor fi oferite sau vor oferi doar funcții de monitorizare activă sau pasivă, dar asta nu ar trebui să limiteze la acel serviciu. Soluția ar fi utilizarea unor combinații de ambele metode, astfel încât să fie ales cea mai bună soluție și cantitatea de date să fie analizată în acord cu aplicația dumneavoastră.
Acum, pentru a înțelege mai bine acest aspect de monitorizare și diagnoză a rețelelor industriale, vă rog să-mi permiteți să fac o paralelă cu rețele de aer comprimat, deoarece în astfel de rețele vizualizăm mai ușor problemele care apar. Într-o rețea de aer este foarte importantă structura rețelei, că e liniară, că e inelară. Este important să ne asigurăm că fiecare utilaj conectat la rețea este alimentat cu debitul necesar pentru funcționare, că dimensiunea conductelor sunt alese corespunzător, că numărul de coturi este redus la minim, astfel încât să ne asigurăm că eficiența energetică a rețelei de aer este cât mai ridicată, căderile de presiune cât mai mici. Revenind la rețeaua industrială, modul de interconectare a componentelor din rețea, vorbim de legături între controllerul master cu controllere slave, cu elemente descentralizate, gen insule de ventile sau zone de vision, switch-uri. Toate aceste lucruri se pot găsi ca și recomandări în Profinet Design Guide. Atunci când v-ați înscris pentru a participa la acest webinar, ați primit spre descărcare acest ghid. Dacă nu l-ați descărcat din materialele atașate de noi, aveți mai jos linkul de unde îl puteți descărca, desigur, după ce vă autentificați. Este linkul direct către PI. Sau să ne spuneți și îl putem trimite odată cu prezentarea. Calitatea unei rețele depinde sau începe cu proiectarea rețelei. Dar pentru cei care au deja implementată rețeaua, este necesar o monitorizare pentru a vedea dacă traficul de date pe această rețea se încadrează în aceste recomandări și dacă topologia rețelei este adecvată volumului de date din rețea. Pentru cei care integrează noi utilaje sau mașini, trebuie să ia în calcul ghidul de proiectare, astfel încât să se asigure că noul utilaj nu determină un efect de bottleneck în rețea. Acest ghid conține diferite părți pentru a proiecta o rețea Profinet. Un punct foarte important al acestui ghid se referă la topologia rețelei. În cazul acelor dintre dumneavoastră care dezvoltă mașini noi sau care îmbunătățesc procese de producție, trebuie să vedeți acest aspect al topologiei din punct de vedere al schimbărilor pe care le introduceți în transmiterea fluxului de date în rețeaua industrială. Inclusiv trebuie să luați în considerare modul în care introduc în rețea un sistem de control al calității, gen camere vision. Pentru a obține o comunicare de date stabilă, rețeaua ar trebui să fie structurată pe următoarele criterii. Să aveți o dispunere descentralizată a componentelor, să aveți o capacitate de gestionare a datelor pe distanțe mari, să se respecte cerințe pentru potențialul de izolare sau compatibilități electromagnetice, să îndeplinească cerințe pentru infrastructură primară, disponibilitate sau profunzimea liniei și să țineți cont de sarcina netă maximă. Haideți să vedem câteva exemple de parametri de care trebuie să țineți cont nu numai la proiectarea unei rețele industriale, dar și la eventuale îmbunătățiri aduse rețelelor sau în activitatea de monitorizare. Line depth sau adâncimea liniei. Adâncimea liniei reprezintă numărul de dispozitive de redirecționare, de exemplu switch-uri sau dispozitive cu switch-uri integrate, între un dispozitiv Profinet și controllerul său. Tipul topologiei este un alt parametru. În exemplul de față avem o topologie în care vedem un mod de conectare a unei camere de inspecție video pentru procesul de calitate, dar și un sistem de achiziție de date exemplificat prin video display. Cantitatea mare de informații vine prin conectarea celor două dispozitive video. Să vedeți în slide-ul următor o soluție de corecție a datelor pe rețea. În exemplul de față avem acțiunea de corecție, în care zona de
video și video display au fost aduse din zona inițială, unde erau în partea de jos, sus, astfel încât traficul de date în anumită zona a rețelei să se echilibreze, să fie sub 50%. Acesta este un parametru care este recomandat a fi respectat, parametru specificat în recomandările PI, în Designer Guideline. Un alt punct important al acestui ghid este planificarea unui punct de acces la rețea sau punct de măsurare. Un punct de acces, printr-un punct de acces, practic nu veți influența rețeaua dumneavoastră. Instrumentele de diagnoză pot fi conectate fără a întrerupe funcționarea instalației în orice moment și se poate efectua o analiză a datelor de pe rețea. Punctul de măsurare vă permite să înregistrați probleme sau să monitorizați pe termen lung rețeaua dumneavoastră. Un astfel de punct de acces poate fi PNMI2 sau o soluție, ca o soluție simplă, sau un inspector Profinet cu un punct de acces inteligent la rețeaua industrială. Toate bune și frumoase, dar ce ne facem atunci când nu avem topologia rețelei industriale sau topologia nu corespunde cu realitatea și nu avem niciun punct de măsurare? Varianta ușoară este utilizarea unui software. Softul ProNet Plan, produs de cei de la Indusol, softul va calcula și va afișa încărcarea netă, adâncimea liniei și poziția punctelor de acces din rețea, desigur dacă aceste puncte există, precum și topologia. În plus, softul vă va oferi sfaturi privind îmbunătățirea securității și a porturilor utilizate. Să vedem ce parametri și care sunt valorile recomandate pentru a avea o rețea industrială fără probleme. Acești parametri și valori sunt conform ghidului PI. Primul parametru este telegram jitter sau timpul de actualizare, diferența între timpul programat și timpul real de actualizare. Exemple de situații de erori care pot determina creșterea valorii de jitter sunt nodurile nu reușesc să mențină ciclul de actualizare, traficul de TCP/IP excesiv sau o structură de rețea necorespunzătoare, conectarea unor instrumente de diagnoză active externe. Recomandarea este această valoare să fie sub 50%. Telegram gap sau lipsa telegramelor. Atenție! Profinet configurația standard a Profinetului este de a accepta 3 telegrame consecutive lipsă. Dacă se depășesc acest număr, sistemul intră în eroare. Din acest motiv, recomandarea este 0 sau schimbarea setării standard. Eroarea în telegrame sau transmiterea eșuată a telegramelor. Recomandarea este 0. Rapotul de încărcare, iar este un parametru foarte important în ceea ce privește fluxul de date pe unitatea de timp. Maxim este 100 de megabytes capacitatea liniei, asta dacă vorbim de, dacă nu luăm în considerare traficul de gigabyte cu cablurile adecvate. Desigur, dispozitivele sunt specificate în funcție de clasa de încărcare netă. Am tot discutat despre activitatea de monitorizare a parametrilor pe care trebuie să ne îndreptăm atenția, iar alăturat vă pot indica o soluție de monitorizare, soluție pe care noi vrem să o inserăm în cursurile noastre de PLC-uri nivel avansat, dar și în cursurile de electric drives. Inspectorul de Profinet, cu ajutorul căruia monitorizăm parametrii ca telegram jitter, telegram gap, error telegram, rata de încărcare și încărcarea netă. Tot ca instrumente pe care o să le inserăm în cursurile noastre,
Avem în partea de software, puteți vedea câteva capturi de ecran din ProScan Active 2, unde pe lângă vizualizarea topologiei, mai pot face un lucru extrem de util în identificarea și vizualizarea tuturor dispozitivelor din rețeaua de Profinet. Putem vizualiza toate dispozitivele ca insule de ventile Festo, sisteme Vision de la SIX sau de la Pilz, switch-urile de la diferiți producători. Mai mult, puteți vizualiza pe lângă lucruri comune ca adrese de IP sau MAC și codurile de comandă pentru aceste dispozitive, versiunea de firmware, astfel încât puteți identifica anumite componente sau comportamente, să zicem, ciudate ale dispozitivelor, datorită unor versiuni de firmware mai vechi sau neefectuării update-urilor corespunzătoare. Bun. Trecem un pic la un alt sondaj, astfel încât să vedem care ar fi acele date importante în ceea ce privește switch-ul. Aveți mai multe opțiuni, dintre care puteți opta cam ce caracteristică importantă considerați că este utilă pentru un switch. O să vedem puțin mai târziu importanța acestui switch într-o rețea industrială de tip Ethernet. Mai așteptăm un pic până se decide lumea ce caracteristică ar fi importantă în alegerea unui switch și m-ar ajuta pe mine în administrarea mai bună a rețelei. Bun, cred că este suficient. Haideți să vedem pentru ce s-a optat. După cum vedem, 50% este clasa de încărcare, net load, intensitatea datelor. Apoi tipul de switch cu 38% și ultimul, monitorizarea scurgerilor de curent pe fiecare port. Da, net load-ul este destul de important, dar este foarte dificil de a-l urmări dacă nu am instrumente de diagnoză și monitorizare. Și mai ales dacă nu am un switch managerial. Haideți să vedem care ar fi funcția de bază a unui switch. Practic, așa cum am spus la început, redirecționarea inteligentă sau orientată a telegramelor. Funcția de bază a unui switch sau funcțiile de bază a unui switch sunt redirecționarea ținta datelor, prioritizarea datelor, autonegociere, detectarea telegramelor defecte sau colectarea statisticilor de la porturi. Vorbim de erori, de telegrame eliminate și așa mai departe. Astăzi, 80% din comunicare se desfășoară între controller și primul port de switch. Proporția de trafic încrucișat care nu trece prin controller este în continuare creștere. Astfel, switch-ul devine componenta centrală. Switch-ul devine produsul central din rețea. Controlează și reglează traficul. Switch-ul își asumă funcția de diagnoză și de monitorizare. Înseamnă stabilitate și fiabilitate și siguranța în rețea. Practic, switch-ul a devenit biletul de administrare către rețea. Uite că ne apropiem și de finalul prezentării, unde vom aștepta și întrebările dumneavoastră și trebuie să tragem niște concluzii. Practic, ce ne dorim cu această activitate de monitorizare și diagnoză a rețelelor industriale? Este de a avea o rețea stabilă prin care să transportăm cantitatea de date pe care o dorim, astfel încât aceste date să nu fie afectate.
Cum putem să realizăm acest lucru? În primul rând, printr-o proiectare bună a rețelei sau o planificare bună a datelor. În cazul în care suntem utilizatori a unei rețele industriale deja create, practic sarcina noastră este să ne asigurăm prin activitatea de monitorizare a rețelei, cu ajutorul inspectorului sau softurilor adecvate, că sunt îndeplinite cerințele din ghidul PI sau cele recomandate de producătorul dispozitivelor de monitorizare. În al doilea rând, prin utilizarea unor componente de rețea de calitate, vorbind de switch-uri, cabluri, conectori adecvați fluxului de date transportate. În al treilea rând, să permitem includerea unor puncte de acces, de măsurare, în cazul în care aceste puncte nu au fost prinse în rețea sau înlocuirea switch-urilor nemanageriale cu unele manageriale și cu posibilități extinse de măsurare a parametrii suplimentari, precum scurgeri de curent sau compatibilități electromagnetice. Și nu în ultimul rând, verificarea structurii rețelei și eventual schimbarea acesteia, vorbind de structură în linie, arbore sau stea, practic topologie. Săptămâna viitoare derulăm în practic primul curs în care inserăm aceste instrumente de monitorizare și diagnoză în București și credem că acest webinar este un prim pas, astfel încât să atragem atenția asupra acestor probleme care apar în rețelele industriale și în special în cele de Ethernet industrial. Acum, când vă centralizați întrebările, aș vrea să vă amintesc că începând de luna următoare vom organiza un grup de webinaruri, mai precis 3 webinaruri pe tema de safety. Luna viitoare va fi un webinar de safety noțiuni generale, urmat de un webinar de safety în pneumatică și ultimul din trilogie va fi webinarul de safety în electric. Așteptăm întrebări. Vă rugăm, nu ezitați. O să primiți prezentarea, dacă nu cumva ați descărcat-o, cu informațiile suplimentare anexate și înregistrarea o puteți găsi pe Facebook. O să vă dăm link-urile toate sau pe LinkedIn. Sunt destule instrumente de socializare la care puteți apela ca să vedeți lucrul ăsta. Văd că nimeni nu are nicio întrebare. Eu mai aștept. Nicio problemă, aveți datele mele de contact ale colegilor, apelați fără ezitări. Mulțumim încă o dată și să aveți o zi bună. La revedere!